Acum pregătim un side dish pentru minunatele coaste și carne de piept de porc. Punem un pic de usturoi. Zdrobim pe un pic de brânză cu usturoi. E un concept mai ciudat brânza cu usturoiul, dar se îmbină foarte bine, special în ciuperci. Adăugăm ceapă verde pe brânză, un picuț de ceapă verde. E mai mult de design, da? Dă un pic de gust acolo. Să punem în ok, trecem la a doua. Procedăm cam la fel, cu mai multă grijă. Vezi că nu dau pe jos, dar tot am dat. Închid ochii. Mai punem un picuț ca să fie plină. Să nu rămână spații prea multe. Trecem la a treia. Mi-am propus să fac 3 cu brânză. E bine ca brânza să fie grasă, untoasă. Punem ciupercile. Adăugăm câteva fire de ceapă la fiecare. Mai mult de design. Nu vor face minuni, dar vor îmbunătăți un pic. Ok. Mai departe. Facem alt tip de ciuperci. Ciuperci cu unt și condimente. Punem câte o bucățică de unt. Mai mare sau mai mică, după preferințe. În fiecare dintre ciuperci. Am exagerat un pic, dar e mai bine mai mult decât mai puțin. O să dea savoare ciupercilor. Punem și un pic de piper pe fiecare. Un pic de sare. Iar după gust, nu exagerați că nu vreți să le faceți potroacă. Ciupercile sunt gata și ele. Luăm una câte una, le punem frumos. În plină de suc și gusturile să fie în mână. Asta este platoul nostru. Coaste de piept, carne de pe burta porcului, ciuperci, unt și condimente, ciuperci cu brânză și usturoi și, bineînțeles, o salată consistentă lângă. Pentru un pic de design adăugăm niște tăieturi de ceapă. Asta ca să dea bine la musafiri. Vrem să impresionăm, nu? Că de-aia am invitat.
Cam atâta.